Vorbim un pic tot despre mâncare. Radu Ionescu este unul dintre șefii recunoscuți la nivel mondial. Are și o poveste foarte interesantă, inspirat de preparatele bunicii sale. A deschis un restaurant unde chiar gătește împreună cu bunica lui. Aura este acolo și ne spune mai mult despre povestea asta interesantă. Bună dimineața, Aura! Bună dimineața, Florin! Preparatele din copilărie ne trezesc tuturor amintiri tare, tare plăcute. Șef Radu Ionescu le-a transformat în bucate fine dining, evident, sub atenta supraveghere a bunicii sale. Astăzi o să vorbim despre familie, bucătărie, dar și vise devenite realitate cu cei doi. Bună dimineața! Bună dimineața, Radu! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, Bobo! Vrem să le spunem celor de acasă faptul că Radu așa valintă încă din copilărie. Da, așa este. Radu, tu ai studiat business la Londra și te-ai întors în România să deschizi un restaurant. Spune-mi cum a fost incursiunea ta în bucătărie. Da, într-adevăr. Plecasem din țară în 2010 cu alte planuri. Cu alte planuri influențat și de părinți într-un mod pozitiv. Doream să am o carieră în marketing, în advertising și acolo am fost, să spun așa, luat prin surprindere de acest virus al bucătării, ceea ce este un lucru foarte, foarte bun pentru că s-a întâmplat neașteptat peste noapte și pasiunea a devenit realitate. Am terminat masterul marketing, a doua zi m-am înscris la Le Cordon Bleu, o școală, un institut gastronomic, unde acolo a fost începutul carierei mele în bucătărie. De acolo am ajuns să lucrez în restaurante, peste tot în Londra și m-am întors acasă pentru că acasă mi era sufletul lăsat în urmă cu 7 ani. Dar e adevărat că ți era dor de preparatele bunicii și așa ai început să gătești? Categoric, nu poți mânca decât un anumit număr de fish and chips în Londra și mi era foarte, foarte dor de bunica mea, în primul rând, de părinți, în al doilea rând, și mai ales de mâncare, pentru că bunica obișnuia să-mi gătească în fiecare zi câte un alt preparat, lucru care nu se întâmpla la nici facultății la Londra. Asta voiam să vă întreb, dumneavoastră l-ați crescut, îi găteați în fiecare zi ceva diferit, care era preparatul lui preferat? Preparatul preferat era parizerul cu piure de cartofi. Și de fiecare dată când dorea, îi făceam destul de des, se și găsea parizer la îndemână și da. Poate, da? Și asta i-a plăcut lui. Parizerul pe care îl regăsim în meniu da. Este pe acesta de pe masă, pe astăzi ne-ai invitat la masă și să servim acest parizer. Povestește-ne puțin despre bucatele pe care le-ai pregătit aici. Am ales 3 preparate simbol, atât pentru Caramo, pentru restaurant, cât și pentru toată copilăria mea. Parizerul este unul dintre ele și, dacă îmi permiteți, îl voi deschide. Este în ziarul Scânteia din 1989, ultima amintire a comunismului. Bunica obișnuia să-l facă la fel, panetat cu un pic de muștar și îl primeam ca o recompensă în zile de duminică. Colegii mei aveau ocazia să-l mânce mult mai des, lucru pe care mi-l doream și eu, dar deoarece bunica m-a înscris la basket de performanță, nu aveam voie lucruri prăjite chiar mereu. Așa că acesta era un highlight al săptămânii. Avem aici un desert foarte interesant. Bibeloul este chiar din colecția bunicii, exact. La fel este și mileul. Exact. L-am luat cu forța, lui Bobo. Din păcate, bibeloul și mileul nu puteau să mai stea pe un televizor subțire, cum stătea înainte pe cel plat. Și le-am ascuns inițial. Da. Iar cozonacul este o rețetă de familie, combinat un pic cu un aluat de baoban. Adică am luat metoda tradițională a bunicii cu un pic de metodă modernă adaptată de noi la restaurant. Mulțumim tare, tare mult, Radu. Mulțumim, Bobo. Voiam doar să spun că Bobo are o mare, mare suferință și anume că îți faci prea multe tatuaje. Ar trebui să încetezi cu tatuajele. Mulțumim tare mult că ne-ați primit singurul. Aici. Abia așteptăm să gustăm din nou. Singura năzdrăvănie, alta nu. Vă pupăm și la mulți ani. Mulțumim foarte mult. Florin, ne întoarcem la voi. Mulțumim frumos, Aura. Vedeți, până la urmă, oricât de bine știi să gătești, tot te întorci la un gust care ți-a rămas în minte. Parizer cu piure, nu prea am auzit de combinație asta, foarte tare.